Bună, sunt Patrick și bine v-ai găsit la un nou episod de Earth to Die 2 la mine pe canal. La efectiv, data trecută cred că am ajuns la asta, la prima parte. Deci astăzi vom continua traseul până la final. Mai avem, după cum vedeți sus, încă două bucăți. Și de acum încolo cred că o să dăm de nivele tot mai grele, pentru că vom debloca mașini tot mai mari. Dacă țineți minte, v-am mai arătat eu că la final vom avea excavatoare, camioane, ia. Hai să vă arăt. Uite, asta e alt jeep, mai mare ca ce avem acum. O dobiță, camioneta de mașina asta de pompier și un camion de asta de nisip. Nici nu știu ce e. Bun, hai să vedem. 130.000 capa. Adică nu știu cât ar fi asta. 60 de milioane. 6, ceva de ce, nu cred. Am și uitat cum se joacă Earth to Die 2. Poate că ați văzut ultimul episod pe care l-am postat, a fost de DFS și după cum ați văzut l-am terminat. Da, să nu cad între vagoanele alea, pentru că nu prea mai am cale de scăpare. N-ai, fraticu. What? A căzut pe mine și m-a împins înapoi. Deci n-ai cum să faci nivelul ăsta, e foarte greu, e foarte greu. Hai să vedem ce să caut. Motor. Pentru că ne adaugă accelerație și ne scade consumul. Încerc să iau aprindurile care sunt mai eficiente și care adaugă un potențial aproape maxim la mașină pentru a putea trece cât mai ușor, pentru a parcurge cât mai ușor distanța aia pe care o vedeți voi sus. Pentru că n-aș vrea să mă lungesc prea mult cu videoclipul. Voi să nu fie prea plictisitor dacă filmez 50 de minute. De 136 de zile până acum și încă n-am terminat jocul. Mai avem astea. 1, 2, 3 și 4. Plus la noi, la asta încă două bucăți din traseu. 63.100. Astea sunt foarte scumpe. What? 135, 155. Trebuie să luăm tot, pentru că astăzi vreau să terminăm cu mașina asta, vreau să deblocăm jeepul celălalt. Da, deci ați văzut că am terminat și seria din FS Underground 2, în sfârșit după extraordinar de mult timp, pentru că trebuie și mie mi s-o lua de joc. Chiar sunt curios câte episoade are seria. Că nu m-am uitat încă. Cred că vreo 30-32. Ceva pe acolo. Ia să vedem. O să trec acum de partea asta. Până aici am vârf, am ajuns. E cam urât drumul, că sunt multe porcări și de alea drepte. 75, 135. Hai să iau roți mai mari. Vreau să încerc să iau cutia aia de bani. 183.000 avem. Să iau. Am uitat de nitro, what? Deci eu puteam să trec de partea aia. Că tocmai acum am trecut cu vreo un metru
Și am văzut că mai este încă o cutie de bani. Dacă știam, dacă nu uitam de nici o luam, dar o să iau acum. Stați liniștiți. Nu mă gândeam ce să mai filmez, pentru că am rămas în pană de idei. Nu mai știu ce să... ce serie aș putea să încep. Nu? V-ați văzut, am terminat acum FS-ul de curând. Am terminat și San Andreas-ul. Aproape terminăm și ăsta, aproape terminăm Rock of Ages. Mă gândeam să fac o serie de mituri și legende de San Andreas. Adică, practic, am început seria aia. Am scurt un episod, până acum. Adică, acum vreo 2 sau 3 ani. Poate chiar mai mult. Doar că n-am mai filmat pentru că nu prea m-am mai jucat. Adică, și dura destul de mult ca să fac episoadele de genul ăla. Pentru că la mituri, cum am văzut și la mulți, nu vorbesc, ci pun scris peste episod. Asta înseamnă că trebuie să filmez episodul. Și la alea o să fac foarte multe bucăți și o să le lipesc și mai fac și alte tăieturi. Adică o să fie și mult de editat, plus să pun scris, plus să fac thumbnail-ul care să fie corelat cu episodul, să aibă legătură și să... Dai că nu trece asta, what? Și să mai pun și muzică pe fundal. Acum cu muzica nu e problema. Problema e cu partea cu să pun scris pe episod, aia durează mult. Și să zic că dacă e mit legat de o fantomă, trebuie să pună, ca să pare interesant videoclipul să se uite lumea, trebuie să pună o poveste înainte despre persoana respectivă. Hai să mai luăm combustibil pentru că văd că nu pot să trec de cutiile alea și mă enervează rău. Încă o cutie am luat, adică pe asta am luat-o chiar la limită, era să cad pe lângă ea. Hai să vedem, 274.000. Arma nu o luăm în considerare pentru că mi se pare useless. Hai să mă gândesc, asta și aia. Lasă-mi să calcul. CSU să fie cât mai eficient ce cumpăr, ca să dureze cât mai puțin episodul până la urmă. Bun. Am ajuns la ultima parte. 288.000 mi-ar trebui asta pentru că am observat că mă cam împing. Mă cam, nu că mă împing, ci mă blochează cutiile. Pentru că sunt foarte grele și multe. Spuneți cum e aici partea asta. Wow! Uitați-vă și voi ce traseu urât îmi dă jocul. Mă obligă să trec prin toate cutiile alea. Și de atâta trecută mi-am făcut troll. Adică nu cred că am filmat, dar m-am dus așa cu viteză maximă și mi-au pus un zid după o săritură. Eu am avut impresia că e săritură și apoi m-am cad la final. Mi-au băgat dita mai zidul în față. Și m-am oprit acolo și am rămas și fără combustibil după minunat. Autofuel. Vedeți că din traseul ăsta abia jumătate am completat. E chiar jumătate am completat. Pare că e upgradată, dar văd că tot nu face față la cei acum. 391.000. Wow!
200. Sunt foarte scumpe, aia e problema. A, pot să-mi iau asta și cu nitro. Să maxez și armura. De aici încolo ne vom baza doar pe performanțele mașinii. 543.000 avem. Hai să ne maxăm mașina. Mai avem doar două nivele aici, unul la roți și trei la nitro. Uitați-vă cât am ajuns. Și chiar tura asta mai... Deci am luat o cutie de bani, dar am mai sărit peste alta. Am viteză prea mare și o fost un dâmb, o pantă și o sărit mașina peste. O să încerc să iau tura asta. E foarte nasol traseul pentru că e plin de cutii și tunele unde nu ai loc să treci. Și vagoane, trenuri. What? Uite unde am căzut. Acum o să ies aici. Hai să vă arăt și eu, o să vedeți cam ce traseu urât am de parcurs. Imediat o să mă bage în pământ. Aici am undeva. Vedeți? Zidul ăla te bagă în pământ. Ia, nu ai loc efectiv. Și acum am un drum plin de urcări și coborâri. Dați așa că trebuie să fie zona aia cu... What? Îți spun să o uita mașina în aia. Aici, aici. Bun. O sărit, data trecută am sărit peste. Încă nu mi s-a terminat combustibilul și încă mai am nitro. Nu. Aici a mai fost încă una care nu mai durată trecută. Și cam atât. Dar avem greu tot acolo, 600 de mii aproape. Easy. Am mai luat și o cutie de bani pe lângă. Toată treaba, 500 de mii. A, aici intră și cutia aia. Bun. I'm getting so rich, can display your cash on the screen. Deci 565 de mii de capa reprezintă 565 m. Știu că am ajuns cel mai mult la asta, când am jucat eu mai de mult. Wow, atâta de scumpesc! 230, 320. Bun, cam atât pentru astăzi. Nu știu cât de lung a fost episodul, dar totuși eu sper că v-a plăcut. Iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!